Scandal la o petrecere PSD. Mai mulți politicieni, între care și Liviu Dragnea, sărbătoreau un avans Sfântul Nicolae, când protestatarii Rezist au dat buzna și l-au hărțuit pe Florin Iordache. Domnul parlamentar, se poate să îmi răspundeți câți copii dorm acum totuși nemâncați, să știți? Câți dorm? Nu știți, nu? Cabar n-aveți adevărata Românie. Președintele Comisiei pentru Legile Justiției nu a scăpat ușor. Timp de câteva minute, Florin Iordache a fost alergat de un protestatar în fața restaurantului unde avea loc evenimentul. Politicianul nu e la prima dispută cu manifestanții anti-PSD. Recent, mai mulți protestatari au vandalizat gardul și garajul pentru că a arătat semne obscene în Parlament.